Atâta timp cât și noi și cei din Republica Moldova își doresc să se întâmple această unificare, șanse sunt și trebuie, pentru că sunt români de-ai noștri. Trebuie să se realizeze. Dar vedeți că s-a lăsat în stand-by tot timpul. Acum, când noi ne dorim, sau mă rog, cei mai mulți dintre noi ne dorim, poate, dar e vorba dacă și cei mai mulți dintre cei din Republica Moldova își doresc. Acolo pot să influențeze lucrurile mai multe dacă aspecte. Dacă inițial procentul celor care își doreau era 5%, astăzi procentul lor a ajuns la 28%. Deci care își doresc. Majoritatea la un referendum. Majoritatea, dar în momentul în care noi vom pistona pe acest subiect, îl vom derula, eu cred că mulți se vor apropia de acest proiect. Dincolo de faptul că vă exprimați în diverse ocazii, cei din PMP, la dumneavoastră mă refer, vă exprimați dorința de unire și de a se face demersuri chiar de la nivel oficial pe această temă. Aveți și un plan de acțiuni concrete aici sau poate și pentru Republica Moldova? În programul nostru de guvernare vă vom prezenta și acest proiect legat de unificarea României cu Basarabia. Ca un orizont de timp, cam în cât timp estimați că s-ar putea ajunge la această unire? Nu pot să apreciez astăzi acest lucru. Lăsați-ne să vă prezentăm programul, să ne vină programul de la București și după aceea o să vă spunem, poate cu exactitate, în cât timp se prevede îndeplinirea acestui proiect.